Primăria Municipiului Timișoara a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, funcțiuni mixte, instituții și servicii adăpost animale fără stăpân. Documentul va intra în etapa de transparență decizională, după care va fi supus aprobării Consiliului Local. Adăpostul urmează să fie amenajat în zona Freidorf, pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați. Pentru prima dată, Timișoara va avea un adăpost public pentru câinii adunați de pe stradă și nu va mai fi nevoit să concesionăm acest serviciu unei firme private. Pe termen mediu și lung, aceasta este singura soluție de a îmbunătăți modul în care câinii fără stăpân sunt îngrijiți, a spus primarul Dominic Friț. Adăpostul va avea o capacitate maximă de până la 600 de câini. Aici vor avea parte de îngrijire adecvată, tratament medical cu echipamente moderne și condiții civilizate de găzduire până la adopție. Proiectul prevede amplasarea unei zone reglementate de dotări și servicii pentru funcționarea unui adăpost destinat animalelor fără stăpân. Funcțiunile necesare adăpostului includ spații pentru cabinet și tratamente medicale veterinare, rănirea și îngrijirea animalelor, săl de operație și tratament, spații de carantină, bucătărie, depozitare, alimente, grupuri sanitare, vestiare, morgă și incinerator. De asemenea, vor fi amenajate căi de acces auto și pietonale, precum și parcări. Pe minim 20% din totalul suprafeței vor fi amenajate spații verzi. După aprobarea prin hotărârea Consiliului Local a Documentației, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în vederea actualizării din oficiu a de destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.